Bună ziua și bine ați revenit în studioul Știri Botoșani. Astăzi, în cadrul emisiunii Invitatul de la Știri, o am alături de mine pe doamna Mihaela Viorica Stoiciuc. Doamna Stoiciuc se află pe listele candidaților pentru Senatul României din partea partidului România în Acțiune. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Știri Botoșani. Bună ziua și bine v-am regăsit. Aș vrea să discutăm în această seară despre viziunea dumneavoastră pentru județul Botoșani și mai ales despre planurile prin care vă propuneți să aduceți o schimbare reală în comunitate. Spuneți-mi câteva despre candidatura dumneavoastră și ce v-a motivat să vă alăturați Partidului România în Acțiune. Păi dacă vorbim de planurile de a aduce o schimbare în comunitate, primul lucru pe care îl poți face este să faci ceva efectiv. După munca de zi cu zi pe care am făcut-o în ultimii ani, am considerat că implicarea în politică este următorul pas pe care îl pot face pentru a îmbunătăți viața comunității noastre. După cum am declarat și în alte rânduri, eu am ales să rămân în Botoșani și mi-e drag să rămân în Botoșani și nu am dorit să plec din Botoșani. Sunt aici de când m-am născut și mi-aș dori să rămân cât mai mult timp în acest oraș și județ minunat. Pentru acest lucru însă, nu doar eu, cât și oamenii pe care îi văd în jurul meu, e nevoie de ceva schimbări pentru a ne facilita și pentru a aduce civilizație și pentru a ne aduce și pe noi în Europa. De ce Partidul România în Acțiune? România în Acțiune este un partid tânăr, este un partid cu oameni foarte implicați și dedicați, este un partid care crede că România are viitor și atunci ne-am afiliat acestui demers de a demonstra că România are un viitor deosebit. Nu doar eu, cât și alte persoane de bine, candidați independenți și nu numai, oameni care au construit comunitățile în care își desfășoară activitatea sau locuiesc. Eu consider că este foarte important ca un candidat la o asemenea demnitate să fie un om al pământului, cum se spune, să fie un om al comunității, adânc înrădăcinat în tot ceea ce înseamnă părțile bune și părțile mai puțin bune ale comunității. Nu poți veni din alte zone ale țării să spui eu vreau să reprezint interesele botoșănenilor, că, nu știu, m-am tras și eu odată cu mașina prin Botoșani când eram mic sau, nu știu, mătușa mea de-a treia locuiește în Botoșani, deci, dragi botoșăneni, votați-mă, nu mi se pare corect față de electoratul local acest lucru și consider că o persoană a locului, o persoană implicată activ în viața socioeconomică a zonei, este o persoană potrivită pentru a face demersurile necesare dezvoltării acestei zone. Care sunt principiile sau valorile care vă recomandă? Nu știu, eu sunt așa puțin mai sinceră și cumva, dacă pot să mă exprim așa, am cam stat în lumina reflectoarelor în ultimii ani, încă de dinainte de a mă implica politică. Da. Practic m-am implicat în viața politică, încurajată fiind de locuitorii județului Botoșani, pentru că au găsit în mine probabil aceleași gânduri pe care le au și ei. Îmi doresc o comunitate sigură, îmi doresc o viață economică corectă și prosperă, îmi doresc un loc unde să ne putem crește copiii în siguranță și cărora să le putem oferi tot ce este mai bun din punct de vedere al educației. Îmi doresc un loc în care copiii noștri să poată reveni cu drag și cu perspective după ce își termină studiile, oriunde și le-ar face, că și le fac în țară, că și le fac în străinătate, să aibă motivația să se întoarcă și să dea înapoi comunității ceea ce comunitatea a investit în ei. Ori acum știți foarte bine că ne confruntăm cu un acut exod în străinătate și este păcat. Trebuie să facem tot posibilul să ne menținem tinerii și
nu numai tinerii, că avem persoane și de vârsta a doua care pleacă foarte mult în Și în nu străinătate. Doar în străinătate, ci și în alte județe, și în alte județe. Un alt potențial economic din țară. Care sunt principalele direcții pe care ar trebui să le urmeze, să zicem, județul Botoșani, pentru a-și asigura o creștere economică sustenabilă? Că tot spuneați că aici este, să spunem, principala problemă. Da, sustenabilitatea este un cuvânt pe care l-am întâlnit mai rar în tot ceea ce înseamnă discuțiile pe teme politice, dar este un cuvânt de viitor și este singurul mod în care vom putea să ne păstrăm și identitatea. Trebuie să fim conștienți de fapt că Botoșani este o zonă eminamente agricolă și trebuie să investim foarte mult în agricultură. Trebuie să facem tot posibilul să ne dezvoltăm industria atâta cât o avem și să mergem și pe alte ramuri care permit o dezvoltare a ei în acest colț de rai. Ca să nu mai spunem ce potențial intelectual avem în această zonă. Să nu uităm câte valori din punct de vedere intelectual a dat județul Botoșani, nu numai pentru România, ci și pentru întreaga lume. Și atunci cred că trebuie să începem cu educația. Educația de la zero, de la zero ani până la 100 de ani. Pe toate aspectele vieții noastre. Dar aici vorbim totuși de alegeri parlamentare și atunci, pentru a putea face aceste lucruri, trebuie să trimitem în forul legislativ cel mai înalt al țării noastre oameni capabili să facă aceste stabilizări și aceste schimbări de care avem noi nevoie pe termen îndelungat, oameni cu viziune, oameni care să nu vadă doar pentru următoarele 6 luni sau pentru următorii 4 ani cât ține mandatul lor, să aibă viziune și să aibă curajul schimbării și să înțeleagă că este nevoie de schimbare și ce înseamnă schimbarea corectă pentru binele românilor. Cum vorbeați de cadrul legislativ, cum ar trebui abordate aceste obiective la nivel legislativ? Păi, din punct de vedere legislativ, puterea este în mâna Parlamentului, clar. Și de aceea ar trebui să trimitem în Parlament oameni capabili să înțeleagă parcursul unei legi și efectele ei, pentru că, practic, ăsta este cel mai important lucru. În momentul în care legiferez corect o problemă, ea apoi, efectele legii se întorc în teritoriu și se rezolvă în mare parte acea problemă. Noi încă cerem voturi pentru o mărire de pensie la schimb sau pentru, nu știu, să tragem apă sau să... Da, sunt probleme grave. Aceste lucruri încă nu sunt rezolvate local. Dar trebuie să avem viziunea și din punct de vedere macro, nu numai micro. Da. Și din acest punct de vedere consider că o reechilibrare a legislației în România este strict necesară. Nu știu, ca să dau un exemplu. Când te apuci să faci schimbări în educație, un domeniu atât de important și atât de sensibil, nu faci o schimbare punctuală fără să te intereseze efectele pe care le propagă ea în întregul sistem educațional. Da. Pare. Și atunci trebuie să ai în vedere și partea de ansamblu a legislației. Acum încerc să vorbesc, să mă fac înțeleasă de toată lumea, să nu fiu înțeleasă greșit. Și din punctul acesta de vedere, îți trebuie o capacitate de sinteză, îți trebuie capacitatea de viziune în prezent și capacitatea de vizionare în viitor. Și abia atunci vei reuși să faci schimbarea. Pentru că să fii doar o rotiță într-un sistem și să nu înțelegi mecanismul ca atare nu ajută cu nimic, pentru că întotdeauna va fi cineva care va conduce acel mecanism de unul singur. Dacă tu, ca rotiță, nu înțelegi care ți este exact rolul și ce anume propagi tu când te învârți, lași puterea în mâna altcuiva. Și aici intervine marea noastră problemă, că nu mai controlăm lucrurile în România. Spuneați mai devreme despre probleme reale ale cetățenilor, cum ar fi mărirea pensiilor sau sistemul de
apă și canalizare. Da. Care considerați că sunt cele mai presante sau important de rezolvat rapid probleme ale județului Botoșani? În județul Botoșani, eu am călătorit mult la firul ierbii, ca să spun așa, am stat de vorbă cu oameni, oficial, neoficial, în luna de campanie, în ultimul an, în ultimii ani de zile, și am constatat că ne confruntăm cu unele probleme nespecifice întregii țări, ci doar acestei zone. Acestei zone. În primul rând avem o infrastructură rutieră pe care trebuie să o facem în acord cu anul 2024 și anii care urmează, da? Sunt localități comune fără drumuri, sunt localități comune fără canalizare, fără apă curentă, fără gaze naturale, electricitate, sau... da, inclusiv electricitate. Este aberant în 2024 să existe asemenea situații. Este minimul de civilizație pe care ar trebui să-l regăsim în secolul 21 și din păcate nu-l regăsim. Nu vreau să stau la acest moment și să spun e vina lui X sau e vina lui Y, pentru că am pierde energie și am pierde timp să stăm să arătăm cu degetul și să dăm vina pe alții. Practic, acum trebuie să ne suflecăm mânecile și să ne punem în sfârșit la treabă și să rezolvăm aceste probleme. Cred că este timpul, la nivel macro, să oferim o gură de oxigen antreprenorilor, care sunt efectiv sufocați de o legislație ostilă, care sunt efectiv decimați de lipsa de predictibilitate a mediului economic, ceea ce nu face bine niciunei afaceri, indiferent de dimensiunea ei. Se anunță 2025 cu măriri de taxe, cu măriri de impozite, de prețuri și așa mai departe. Eu, ca antreprenor, sinceră să fiu, mă strânge spate. Pe mine, ca antreprenor, mă strânge spate acest lucru, pentru că știu efectiv cu ce se confruntă fiecare om care vrea să aducă plus valoare acestor locuri. Pentru că un antreprenor asta face, aduce plus valoare, oferă locuri de muncă, dezvoltă, are un cuvânt de spus. Am avut o activitate foarte susținută în patronate, unde am putut să iau legătura cu foarte mulți oameni de afaceri de diverse calibre și din multe domenii, nu numai din domeniul în care activez eu, și practic ajungem toți la concluzia că nu regăsim în România un mediu economic prielnic dezvoltării afacerilor reale, corecte și benefice. Cum puteți să schimbați totuși aceste lucruri sau cum puteți produce anumite efecte din postura de senator? Păi, din postura de senator, clar că ajungem la ceea ce spuneam adineauri, la o promovare a unei legislații care să poată articula restul legilor care există în România. Acum știți cum suntem noi cu legislația la momentul actual, ca și cum am avea un motor total desfăcut în bucățele și pus într-o sacoșă. Și ridicăm sacoșa și spune, avem un motor. Păi nu avem un motor acolo. Ba da, avem un motor. Păi nu, că sunt numai bucățele. Da, ce contează? E strict. Motorul e. Funcționează? Nu funcționează, dar avem toate piesele acolo. Noi trebuie să punem toate piesele alea la loc, să le verificăm dacă se îmbină corect, dacă funcționează, dacă se rotesc, și trebuie să facem astfel încât economia să meargă de la sine, dările să curgă către stat într-un mod civilizat și într-un mod care să nu sufoce antreprenorul, dar care să fie corect și față de ceea ce oferă statul către antreprenor ca mediu de dezvoltare. De asemenea, consider că este necesar, în beneficiul angajatului, să nu uităm angajatul sub nicio formă, în beneficiul angajatului să reducem din dările pe muncă, care sunt uriașe la noi în țară. Asta ar fi, ar fi o măsură concretă pe care propuneți? Da, clar așa ceva, reducerea taxelor pe muncă este o măsură
pentru care militez de mulți ani, nu e doar acum de campanie. Nu este normal ca aproape jumătate din ceea ce produci tu ca angajat să plece la stat. Da? Pentru că de multe ori angajatul nici nu realizează lucrul acesta și spune, ok, eu vreau mai mulți bani pentru că eu consider că muncesc de mai mulți bani. Și are dreptate, nu zic nu. Dar nu cunoaște legislația? El nu realizează, pentru că el are problemele lui, nu este ancorat în legislație. Da? El își vede de casă, de copii, de drumuri, de piață, de taxele lui proprii și de impozite, de supraviețuire pur și simplu, pentru că majoritatea timpului ne ocupăm cu supraviețuirea în România și ar fi cazul să începem să și trăim, nu doar să supraviețuim. Cum vedeți colaborarea dintre diferitele partide din Senatul României în următorii ani? În mod normal. Apropo de rotițele care fac parte din același mecanism. Da. În mod normal, colaborarea dintre partide ar trebui să fie reală și pe față. Ceea ce se întâmplă acum este o bătaie în public și o... și o stabilire a prieteniilor la o țigară, bine, nu neapărat la o țigară, pe din dos, știi? Că pe în față toată lumea se bate, toată lumea e dușman, dar prin spate toți fac alianțe, fac compromisuri, fac tot felul de lucruri. Ceea ce nu e neapărat rău, într-un mod normal, asta este, politica este și despre compromis, clar. Acum, pe mine, singurul lucru care mă strânge în spate este... pe cine anume lăsăm să facă lucrurile astea? Că eu când stau să mă uit pe unele liste de candidați, nu știu dacă să râd sau să plâng, sincer. Adică stau și îmi imaginez, ok, îl promovăm pe X și îl trimitem în Camera Deputaților sau îl trimitem în Senatul României. Bun, a ajuns acolo, bravo! Și ce face el acolo? Că pe el nu-l duce capul să-și numere degetele de la mână. Ce facem cu oameni de genul ăsta care nu înțeleg niște mecanisme, care nu reușesc să înțeleagă niște texte pe care le citesc sau cum se aplică ele? Da, ai consilier, nu zic nu, nu poți fi perceput pe absolut toate domeniile, dar principiul ca atare, care te ghidează pe tine, unde e? Tu nu ai studii, ce cauți acolo? Tu nu ai experiență, ce cauți acolo? Tu nu ești din comunitate, cum vrei să reprezinți tu comunitatea? Și atunci când stai și te uiți, nu știu, te apucă groaza. Oare tot asta să ne aștepte și următorii 4 ani? Eu vreau să cred că România are un viitor totuși. Apropo de transparența politică despre care spuneați într-un fel mai devreme, ce rol ar trebui să aibă senatorii și deputații din partea Partidului România în acțiune, în, sau în ce modalitate, sub ce formă pot fi ei transparenți și... Transparenți pot fi într-un mod care exista și până acum, dar nu se folosește. Există birouri de parlamentar în teritoriu, birouri în care tu trebuie să fii prezent acolo și să fii la dispoziția cetățenilor. Mulți cetățeni nici nu știu despre acest lucru. Da, deputatul, parlamentarul, deputatul, senatorul pe care ai ales tu, pe care ți-ai pus tu ștampila, joi și vineri sunt în teritoriu, sunt la biroul lor, îți poți programa o consultație și trebuie să-i comunici în permanență problemele tale ca el să poată să le centralizeze și să meargă mai departe la București și să găsească o soluție acelor probleme. Deci asta este una dintre cel mai la îndemână modalități de a fi transparent. În primul rând, a fi la dispoziția celui care te-a ales. Apoi există atâtea mijloace de comunicare. Eu nu înțeleg de ce toată lumea devine brusc vizibilă cu o lună, două, trei înainte de alege. Ok, eu vreau să văd parlamentarul ales din ziua 1 de mandat, nu zilnic, dar odată la câteva zile, poate să-și descrie activitatea pe care a depus-o el în Parlament în acele zile. Pentru că nu cred că doare, nu? Dar bine, doare dacă nu faci nimic și stai și dormi și execuți numai ordinul partidului fără să gândești. Asta este cu totul și cu totul altceva. Dar este o altă modalitate transparență față de alegător. Comunicarea. Comunicarea în timp real, comunicarea sinceră și comunicarea fără artificii.
vizitele în teritoriu, da? Odată ce ești ales parlamentar, vizitele tale în teritoriu brusc nu mai există. Își aduc aminte toți cu câteva luni înainte de alegeri că el vrea și acolo, vrea și acolo, vrea și acolo, vrea și acolo. Dar până acum unde-i fost? Nu știu, eu chiar spun, v-ați văzut parlamentarul în ultima vreme? Adică nu, în ultima vreme sigur, dar acum un an de zile, acum 2 ani de zile, va veni parlamentarul să vă bată în poartă și spune, vai ce necăjit ești că n-ai din aia, mă votezi și tot pe mine la mandatul următor, nu? Păi nu, n-ați văzut așa ceva, că nu se face așa ceva. Toți vin doar strict când au nevoie de vot și exact înainte de alegeri, pentru că na, e o cheltuială să te deplasezi în teritoriu. Cum vedeți implicarea tinerilor în zona politică? Implicarea tinerilor în zona politică este din ce în ce mai mare, ceea ce mă bucură în mod deosebit. Și este, din punctul meu de vedere, o implicare esențială. Nu pot să concep politica României fără implicarea directă și reală a tinerilor. Pentru că este vorba despre viitorul lor, în primul rând. Este prezentul nostru, viitorul lor și trebuie să comunicăm și să colaborăm. Ca mamă de studentă știu ce înseamnă tineri, știu ce înseamnă într-o parte destul de mare problemele cu care se confruntă ei în ziua de astăzi și tot timpul când îmi fac așa gândurile și socotelile, ajung la concluzia educația. Educația, inevitabil, acolo ajung. Totul pornește de la educație. Ce măsuri ați propune pentru a încuraja mai mult această participare, să-i spunem civică, în, să zicem că zona politică ar putea să fie o unealtă, dar până la urmă este vorba de o implicare civică în... Da, implicarea în viața comunității poate exact. Fi ori politică, ori civică, clar. Din punctul acesta de vedere, așa cum am susținut în multe intervenții de ale mele, sunt o mare susținătoare a voluntariatului. Voluntariatul trebuie să înceapă de la vârstele cele mai fragede, în orice domeniu. Absolut orice domeniu, că e vorba de pisici, că e vorba de bătrâni, că e vorba de verde, că e vorba de mediu, că în absolut orice domeniu. Astfel, tânărul își cunoaște comunitatea, se implică, devine parte activă în comunitate și nu mai permite pe cineva să-i calce peste principiile lui. Își dezvoltă o voce, își întărește o putere în el și atunci trebuie să-i încurajăm în acest direct. Este greșit, m-am întâlnit de multe ori cu optica asta. Ok, îmi trimit copilul să facă voluntariat, cât îl plătești? Păi nu-l plătesc că e voluntar. Da, dar ce muncește gratis pentru tine? Nu, îl învăț cum să muncească pentru el, e o diferență. Dar noi încă, revin, avem nevoie de educație. Din punctul ăsta de vedere. Și da, voluntariatul este prima formă de implicare în viața comunității pe care trebuie să o facă oricare tânăr de la cea mai fragedă vârstă. Pentru final, aș vrea să vă întreb ce mesaj aveți pentru cetățenii județului Botoșan și ce ar trebui ei să aibă în vedere atunci când votează pe 1 decembrie anul acesta. Pentru cetățenii județului Botoșan, vreau să le spun că România are viitor. Nu trebuie să disperăm. Vă rog, votați persoane, oameni adevărați, oameni calzi, oameni implicați în comunitate, oameni care doresc binele comunității, oameni care au demonstrat nu doar în ultimele 2, 3, 4, 6 luni de zile că le pasă. Oameni care au ani de zile în spate, care demonstrează că le-a apăsat cu adevărat.